Atunci, ce suntem? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, deschid ședința de Consiliu de data, trebuia să țină luni și am înțeles că și în mod care pleacă. Din acest motiv am fixat o acestea în grafă. Cerem că toate documentele sunt. Adică să mergem mai încet să putem să ne lămurim. Ne avem toate materialele, nu toate sunt toate. Sau n-ați avut timp, n-am avut timp să le înțelegem. Domnul primar o să ne ajute. Mai întâi avem aprobarea procesului verbal. Deci, dacă n-a mai fost... La veste fiecare? A, la avem în masă. Vreți să-l amânăm pentru... La sfârșit. La sfârșit sau la viitoare. Dacă avem timpul să-l citim. Să-l citim. Vedem, dacă reușim să-l citim... Atunci, dacă nu, data viitoare. Al doilea punct pe ordinea de zi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, apar 13 puncte. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci avem 13 puncte. Și acum, cu al doilea, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielile municipiului Magaria pentru anul financiar 2012. Domnul director Popa, dacă vreau să ne rămâniți. Domnul Popa, am părut sau vă ajut eu sau... Rectificarea bugetară, prin locuințele sociale și studii de fezabilitate. Nu prea am avut timp. Dar vreau acum. Pentru salvamar, 727 de lei, pentru cheltuieli materiale la învățământ, 680.609 lei, pentru persoanele cu handicap, 208.950 lei, pentru salarii la învățământ, 2.240.486 lei și pe intrigul, 1.952 de lei. În aceleași note de repartizare, mi s-a diminuat cu 7.485 de lei la hotărâri de Cătărăști învățământ. Din 200 de lei s-a diminuat suma de 7.485. Deci, fiind impusă de aceste note de repartizare venite în cazul Ministerului, rectificarea în sine, acolo unde apar suplimentări și diminuări, este practic o redistribuire a veniturilor pe capitole de cheltuieli unde este necesar și diminuare acolo unde nu se cheltuie bani. Dacă doar să vă fac o prezentare la modificări esențiale la bugetul rectificat propus, rectificarea propusă, să ne regăsesc la autorități publice. S-a propus suplimentarea cu 5.000 de lei pe bunuri și servicii. La ordine publică, Poliție Comunicare, s-a propus suplimentarea cu suma de 10.600 de lei cheltuieli de capital și diminuarea cu suma de 36.000 de lei tot pe cheltuieli de capital. Deci suplimentarea e mai mică decât diminuarea. La învățământ, s-a propus suplimentarea cu 1.500.570 de lei, servicii, cu 2.240.486 de lei cheltuieli de personal, și diminuarea cu suma de 165.500 de bunuri și servicii, 7.485 cheltuieli de personal și portătorii de judecători de legea 221. Domnul Popa, cred că ar trebui să depășim puțin de fiecare considerare la mapă, să, nu, sau cum doriți, am zis ca să, așa dacă le citești. Punctele principale, că ele există și da, să mai câștigăm timp asta. La sănătate. Exact. La sănătate apare un transfer. Nu cred că s-au omis și nu s-au atașat. Nu s-au atașat. Nu avem niciun fel de la
la sănătate s-a făcut un transfer la solicitarea secțiunea de dezvoltare pe secțiunea de funcționare, suma de 220.250 de euro. La cultură, recreere, religie s-a suplimentat cu suma de 479.500 din care bun în servicii 10.000 la serviciu social, la muzeu, drepturi salariale câștigate în instanță 56.500, club sportiv Mangalia, aici e un transfer de pe fotbal fructor, club sportiv, suma de 400.000 de lei, bibliotecă, reparație, 10.000 de lei, vorba de instalația electrică la bibliotecă, și s-a diminuat cu 623.000, dacă observați, diminuarea este mai mare decât suplimentarea. La club Calabis, 400.000, acel transfer de la o poziție la alta, muzeu 103.000, casa de cultură 81.000 și bibliotecă 39.000. La asistență socială s-a suplimentat cu suma de 425.000 pe serviciu social. Dezvoltare publică. S-a suplimentat cu suma de 952.000 de lei în structura următoare. Cheltuieli de capital 180.000 în primăria Mangalia, 130.000 în vorba de capitalul social în localizarea Eragon, 50.000 în studiu de dezabilitate. Bunul servicii la serviciul social 100.000, la primărie bunul servicii 40.000, cheltuieli de capital la serviciul social 5.000, transferurile de la Salma Maș, 627.000. 727 am primit de la, prin notă de repartizare de la guvern, aveam noi prevăzut 100.000 și am făcut completarea sumei. S-a diminuat cu 794.000 de lei în structură. Reducere la investiții primărie 159.000, 2.000 de care nu se mai realizează și transferul de la ADPP 635.000. La salubritate se propune suplimentarea cu 150.000, este vorba de eradicarea acelei depuneri neorganizate de gunoi de la din zona pompieri, problema Comoroma. O mare problemă și foarte multe reclamații, cei care activează în domeniul turismului știți că avem foarte multe reclamații pe marginea acestui subiect, încercăm să ținem sub control acest fenomen, pentru că sunt foarte mulți operatori economici care aruncau gunoaie în zona respectivă și numai acolo veți vedea și în pădurea Comoroma foarte multe gunoaie aruncate de operatori economici care activează în zona turismului. Domnul primar, dacă îmi permiteți, din câte cunoaștem o parte dintre noi, pădurea Comoroma este concesionată. Și atunci este foarte bine ca noi să ne îndreptăm asupra celor care au în concesiune și dacă tot au în concesiune, să ecologizeze zona respectivă. Mai mult, groapa de gunoi de la Venus și la care facem referire cu privire la repartiția bugetară, ar fi bine să-i punem la plată pe cei care folosesc groapa, care nu este o groapă ecologică legalizată. Deci, un punct de vedere. O să ajungem și la o ședință viitoare, o să discutăm marginea turismului, pentru că vreau să plec din sezonă și sunt mai mulți consilieri pe care consilier local și o să vă cer sfatul, sprijinul să putem pregăti. Dar e o altă discuție la prima altă ședință. Pentru sezonul festivalului. Fac un apel la domnul Vasului, să fie redistribuirea sute de 293.384 de lei, rămasă neșerpuită pe obiectivul iluminat public 2%, redistribuire pentru investiții alimentare cu energie electrică cartier 2%. Asta deja a făcut un obiectiv de discuții ședința anterioară, dar nu e problemă. Acolo a fost pe beneficiarul de primăria, dar titularul care este ADPP-ul, deci s-a făcut rectificarea pe ADPP, acum trebuie să fac rectificarea pe credit, ca să transmit la Ministerul de Finanță pentru a putea face tragerea la un timp util, până în 30 decembrie. Da, e prevăzut, da? Da. Bun. Altceva? Dacă mai aveți vreau să întreb. Dacă din trebuie Consiliului, sau ceva ne lămuriți, întrebări? Vreau să întreb cu director, până la sfârșitul ședinței, puteți să le dați o copie a apelului cu rectificările pe care le-ați citit mai devreme? Uitați aici, așa că domnul primar și să o modificăm de da? Dacă nu sunt, mulțumesc, domnul director. Cine este pentru această rectificare de buget? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Deci suntem 16 acum? 17. 17, da?
Următorul proiect, proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestel servicii cu o firmă specializată în vederea efectuării unui audit al activității autorităților publice ale municipiului Mangalia. Nu e vorba de asta, dar trebuie să facem, pentru că este necesar acest audit și este foarte bine și noi am mai discutat pe marginea acestui subiect și consider că este necesar auditul. Acum depinde și de dumneavoastră, dacă dumneavoastră considerați că este necesar auditul. Dacă sunt înscrieri la guvern, sunt obiecții, le-am apărat? Un amendament. Ar trebui prevăzut și un articol 2 în care să putem duce în executivul să facă selecția firmei și să semneze contractul cu ea. Se subînțelege. Cuvinte încheierea unui contract, deci suntem de acord. Este implicit că serviciul primăriei a nu? Nu se pare. Pentru a clarifica cine este. Privind încheierea unui contract, da. Conform prevederilor legale, cu siguranță. Da. Alte obiecții? Vă rezerv în seama. Da. Ce este pentru? Cineva împotrivă? Dar cine cineva? Mulțumesc, mai invitați. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării materialelor de ședință către membrii Consiliului Local Mangalia online și folosirea unui videoproiector și de laptopuri în vederea organizării și desfășurării ședințelor de Consiliul Local. Aici avem o mare problemă, am zis că trebuie să intrăm și noi în rândul orașelor civilizate și Mangalia, pentru că ne ia foarte, foarte mult timp și foarte multă hârtie, foarte mulți bani, costurile ridicate pentru toate materialele pe care le aveți dumneavoastră în față. De aceea, până o să ne permită legea să achiziționăm laptopuri, cred că fiecare cred că și aveți un laptop acasă, un calculator, să trimitem online toată documentația, să nu mai stăm să... Nu? ...problemă din partea dumneavoastră și în momentul aveți o adresă de mail, dacă nu vă puteți crea o adresă de mail, să putem trimite toate materialele în timp util, să puteți să stați și dumneavoastră acasă, să le studiați cu o zi înainte, cu două. Credeți-ne că înseamnă foarte mulți bani și foarte mult timp să trimitem așa ceva și eu cred că suntem un oraș civilizat și putem să intrăm în rândul, nu? Noi care nu avem mail, care nu... Eu vreau să-mi trebuie să facem impuse. Ușor, ușor... Pentru dumneavoastră, fiind două persoane, nu e o mare problemă pentru două persoane, dar... Da? E, pentru noastră este foarte bine, aduceți hârtia, dar sunt mai două persoane, dar restul de 17 consilieri, nu? E vreo problemă pe marginea acestui subiect? Sunt specialiști aici în primărie. Nu fac o problemă. Dacă vă glumam, putea să repartizăm o secretară. Și asta e, dar... Și costul de secretă. Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? Cineva împotrivă, se adune cineva, unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind completarea articolului 1 din HCR, numărul 189, din 12.9.2006, în sensul că la cantina socială vor beneficia de masă caldă și alte familii, respectiv persoane defavorizate, care nu se încadrează în prevederile articolului 2 din legea 208/1997. Aici trebuie să ne... Da. În primul rând, la toate, avem foarte multe probleme în marginea acestui subiect. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că la, la audiențe vin foarte multe persoane care nu beneficiază și chiar au nevoie de sprijinul nostru și ne-am lovit de această, de această lege. O secundă, o să... Imediat... Da, era răspuns numărul exact. Unde avem aici, doamna Boriță? O secundă... Da. De masă caldă la care și faptul persoană că nu se încadrează în prevederile articolul 2. La articolul 2... Da, era o anumită categorie... O secundă... Deci așa. Deci, aflând, da? Că vor beneficia de masă caldă la cantina socială și familie persoane care da. Se încadrează în funcție de problemele sociale constatate în urma efectuării anchetei sociale. Deci aici este vorba de persoanele care vin nu în mod continuu, ci în mod temporar.
sunt persoane care rămân pe stradă fără ajutoare din partea familiilor și atunci se prezintă destul de des la autoritatea socială a primăriei municipiului Mangalia și cer acest ajutor. Ca să nu fim în afara legii, domnul primar a înțeles să inițieze acest proiect de hotărâre, astfel încât atunci când facem o anchetă socială și constatăm că veniturile, starea de sănătate, starea socială a persoanei respective sunt precare și sunt persoane neajutorate, să putem să le dăm o mână de ajutor. Sunt persoane care nu mănâncă în mod constant și doar temporar atunci când situația familială sau situația socială îi aduc într-o situație greu de acceptat. Asta nu vine nimeni de plăcere să nu, exact, nu. Sunt oameni okay. Foarte neclăjiți. Dacă sunt și alte poziții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dar cine este cineva? În unanimitate. Al șaselea proiect. Proiect de hotărâre privind completarea HL numărul 86 din 24.07.2019 privind aprobarea regulamentului de acordare a locuințelor în regim de închiriere a locuințelor sociale construite în municipiul Mangalia și stabilirea criteriilor de repartizare a acestora. Aici veți vedea tot așa, ne-am lovit de foarte multe probleme, criteriile de departajare sau criteriile cu care se acordă o locuință socială. Sunt foarte multe cazuri de urgență pe care și nu le putem acorda o locuință socială. Chiar am avut un caz disperat unei familii, avea o locuință, trei persoane în 20 de metri pătrați, copilul cu un handicap, la fel nu deplinea chiar toate condițiile și chiar suntem nevoiți să rezolvăm aceste probleme urgent. De aceea sunt necesare aceste modificări. Aș vrea să să înțeleg că modificările sunt acestea trecute în exact. Fix. Să aibă cel puțin 18 ani, până acum era vârsta cuprinsă între 18 și 36 de ani. Dispare limita maximă a vârstei, pentru că mi s-a părut o condiție foarte rigidă și atunci rămâne ca cel care se adresează cu cerere să aibă cel puțin 18 ani. Este condiția care o persoană îndeplinește capacitatea juridică de a încheia acte. La anexa 2 s-a dispus că atunci când există o urgență când oamenii au rămas pe drumuri din cauza executărilor făcute de către instituțiile bancare, când s-au făcut împrumuturi masive și când oamenii rămân tot prin executări la case și așa mai departe, să se acorde un punctaj preferențial maxim de 60 de puncte. Deci dacă se vor constata pe anchete serios făcute că sunt oameni care au pățit în Mangalia aceste situații și care, mă rog, se produc în situația de criză a României, vor fi ajutați în sensul că li se vor acorda un punctaj mai mare. Bineînțeles că anchetele sociale vor avea în vedere toate motivele care stau la baza situației respective. Și de asemenea s-a majorat punctajul pentru situațiile în care sunt locuințe precare, în care sunt copii mulți, în care avem mucegai, în care avem condiții care sunt sub orice fel de limită de existență și de a locui. Punctajul a ajuns la 60 de puncte. A fost o inițiativă a domnului primar, trecută printr-o comisie a aparatului de specialitate și ne-am gândit să dăm un pic eficiență protecției sociale atunci când există motive temeinice să urgentăm un pic procedura pe locuințele acestea sociale. Ăsta este motivul inițierii proiectului de hotărâre. Știți ce se întâmplă? Dacă omul se încadrează la anexa 2, cu astea 60 de puncte aproape depășește tot punctajul anterior. Adică, exclus dintr-o dată astea, locul de muncă în Mangalia, persoane născute, veniturile și... Nu, chiar mai era o altă condiție, dar aici noi vedem Mangalia. E opțional, locul de muncă sau domiciliu. Ok. Da, da. Dându-i 60 de puncte pentru condiții precare, condiții pe care și aici sunt o groază de oameni. Vorbim aici numai de locuințele sociale, deci se referă numai la locuința socială,
în definiția juridică a ceea ce înseamnă locuință socială. Pentru că am observat că, mă rog, nu din rea credință, au fost unele locuințe sociale, mă rog, atribuite, da? Ei, se încearcă acum alinierea. Deci locuința socială va fi definită ca acea locuință necesară unei familii sau unei